vin și trec, datoriile rămân, așa că după mini-vacanța de Crăciun, românii au dat buzna la ghișee pentru a nu intra în noul an cu dările neplătite. La Ploiești, funcționarii au lucrat la foc continuu, însă la ghișeele din capitala cam bătut vântul. Angajații au fost la post, nu și datornicii. Cei mai relaxați au fost însă bugetarii de rang înalt. Mulți dintre miniștrii nu s-au simchisit să treacă azi pe la birou. Un tute vino. Așa a fost toată ziua pe holurile și la ghișeele Serviciului de Finanțe din Ploiești. Se apropie sfârșitul anului și să ne lichidăm de datorii. Am strâns cu colindul și acum vrem să achităm taxele către stat. Cu fiscul nu e de glumă. Inspectorii vă pot bloca până și contul bancar pentru a fi sigur că recuperează banii. Cetățenii sectorului 6 însă fie nu se lasă speriați de lege, fie și-au achitat datoriile din timp. Cert e că nu s-au prea îngrămădit la ghișee, iar dacă au venit, au venit cu alte probleme. Nu știu că ia bani pentru o lege prostească a României. Autoritățile fiscale vor lua măsuri împotriva ei. Dacă în instituțiile de stat s-a muncit ca într-o zi normală, statul, prin reprezentanții lui de vârf, nu prea s-a spetit. La Ministerul Transporturilor, Anca Boagiu a fost mai greu de găsit decât Barack Obama. Registratura? Bună ziua, cu cabinetul doamnei ministru, vă rog frumos, dacă se poate. Cine sunteți? De unde sunteți? Doamna ministru nu ține audiențe, una. Așa. Și dacă vreți să vorbiți cu dânsa, trebuie să-i faceți o scrisorică. Păi, nu mă interesa să iau legătura cu dânsa, este sau nu la birou? Nu știu dacă este astăzi, că n-am auzit să fie la servici. Ne-am lămurit până la urmă. Doamna ministru este azi la muncă? Nu. Nu știți cum pot să dau de dânsa? Vineați pe la minister? Nu vine, nu. Cred că pe joi încolo. Nici ministrul administrației și internelor, Traian Igaș, nu a trecut pe la birou. Domnul ministru este azi la muncă? Nu. Nu? Nu și nici mâine. Mâine este la porțile de fier 2. La Ministerul Educației lucrurile au fost mai clare. Doar roboții telefonici au lucrat astăzi. Bună ziua, ați sunat la Ministerul Educației și Cercetării. Vă rugăm să așteptați până când apelul dumneavoastră va fi preluat de una dintre operatoare. Vă mulțumim! Au fost și excepții. Ministrul Turismului, cel al Telecomunicațiilor și cel al Justiției s-au întors astăzi la muncă. O vizită la